Salut. Da, da, picant. Toate sosurile vreau. Da, și usturoi și tot. De cât varză și roșie? Varză și roșie. După aia mini finetii. Ia și prăjitul de cerbele. Așa. Așa. După aia următoarea asta, gustul pas. Mini Oreo. Da. Trio mus. Da. Asta de jos, mini gustul pasionii. Da. Sunt 10? Sunt 9. Imediat. Ah, ce grea, deci... A, amandina, nu, amandina. Da. Vreau să încerc și amandina. Ai filmat cerbule astea cum arată? Ia, până aici, nu mai ți-a răcut. Cât au? 650 de grame? Da, dracu. 650 de grame de plăcere, ca să zic așa. Ce avem noi aici? Cum se numește? Il concerto. Cum? Il concerto. Il concerto? Facem concert în seara asta? Cântăm? M-a scos Alexandru în lumea bună de pe calea Victoriei și mă cinstește cu un concert. Frițante! Dar nu e roze? Nu e. Pe nu e... E Prosecco. Prosecco? Bine, și cred că există și un plus de fondul ăla. Am ajuns la Socului Fraților în București. Uitați cât așa urma. Deci... Nu știu, nu se vede pe cameră cât e de mare, dar cred că are un kilogram. Mamă, e enormă. Avem poftă. Nu pot să fac și o recenzie aici, că se ceartă lumea. Uitați, fraților, cât de mare e, deci. Și exact, stă și în picioare, singură. Super. Super bună. Da, asta e prima shawarma care mă dovedește, nu pot să termin. Și mai e o grămadă din ea. Pum, pum. M-a dovedit, fraților, nu mai pot. Efectiv, nu mai pot. Oricât de foame ți-ar fi, e foarte greu să mănânci o shawarma din asta mare de la Socului. Dar e foarte gustoasă, pe bune. Multe sosuri, multă carne, un caladristor. Și poate-ți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi?
Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți.